De la muzică la Miss România și înapoi la muzică. Este povestea Agatei Toma, tânăra care le-a încercat pe toate, așa cum spuneam, muzică, dans, modeling și teatru. Mai multe despre evoluția ei după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi! Continuă Observatorul și aflăm acum povestea unei artiste care, după ce a câștigat titlul de Miss România în 2014, a dat prezentările de modă pe studiourile de înregistrări. Agata Toma a intrat în lumea muzicii încă de la vârsta de 3 ani, iar pasiunea pentru artă i-a modelat viața. Iată ce spune despre cel mai nou proiect muzical al ei. Vreau să știu înainte de toate de unde ai venit acum, ce faci tu în perioada aceasta? Eu în prezent activez ca profesor de educație muzicală. Îmi place tare mult ceea ce fac, mă încarc cu energie de la copii și este un capitol relativ nou în viața mea, deschis din luna septembrie a precedentului an. Viața mea am să-ți cânt din adâncul inimii. Eu cânt muzică de la o vârstă foarte fragedă, mai exact de la 3 anișori. De mică am cuchetat cu tot ceea ce înseamnă artă, cu muzică, cu teatru, cu dans și cu modeling. În anul 2014 am participat la concursul național Miss România, reușind să câștig această titulatură de Miss România 2014. Felicitări! Îți mulțumesc! De ce lacrimi? În primul rând, Lacrimi este cel mai nou proiect muzical pe care l-am lansat. Este o poveste de iubire. Piesa a fost reorchestrată special pentru mine. Versurile pline de încărcătură și de sensibilitate îi aparțin îndrăgitei poete, doamna Carmen Aldea Vlad. Lacrimi este compusă de Marius Cristi Popa, compozitorul care a scris muzică pentru artiștii simbol ai muzicii ușoare românești și de altfel este și producătorul videoclipului piesei Lacrimi. Pentru că aici e locul tău, în viața mea. Aici am filmat videoclipul. Da, aici am filmat videoclipul, aparține moștenitorilor îndrăgitului dirijor Sergiu Celibidache, locație deosebită în care predomină arta monumentală clasică. Legătura dintre locație și cadrul piesei Lacrimi este aceea de valorificare a patrimoniului cultural românesc cu muzica, deoarece versurile și melodia piesei Lacrimi ne trimit în atmosfera unei frumoase povești de iubire, derulată chiar în perioada în care marele dirijor Sergiu se află pe marile scene ale lumii. În prezent, ne dorim să aducem publicului conceptul pe care noi îl promovăm și anume fusion, muzică clasică românească, latinoamericană și pop. Din acest proiect fac parte artiștii dragi, alături de mine maestrul Adrian Daminescu, Radu, Iana Novac. În această formulă, după încheierea restricțiilor impuse de perioada pandemică, urmează să susținem un concert live la Sala Radio. Avem parteneriat cu aceștia, alături de orchestra Big Band, Avându-i la bagheta dirijorală pe Andrei Tudor și Ionel Tudor. Agata, îți mulțumesc frumos! Și eu vă mulțumesc tare mult, mi-a făcut o deosebită plăcere și să ne revedem cu bine. Toate cele bune!